Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Dacă te-ai născut pe 31 august, ești realistă, muncești din greu și ești extrem de productivă. Din punctul tău de vedere, esența este mult mai importantă decât forma, prin urmare, speri la rezultate practice ale activității tale, ești excelentă la crearea de ordine din haos la organizarea sistemelor și la modernizarea metodelor și tehnicilor. Ideile noi îți vin în minte cu ușurință și le transformi rapid în planuri de lucru inteligibile. Cunoști modalități excelente de a pune în funcțiune un proiect. Abilitatea de a te concentra asupra activității tale îți permite să excluzi din zona de atenție tot ceea ce nu este direct legată de caz. Ești fericită să te dedici serviciului societății indiferent de rolul pe care îl joci, atragi din totdeauna atenție celorlalți. Ești un bun părinte, un prieten fidel, un angajat executiv, pot enumera la nesfârșit virtuțile tale. Pur și simplu nu ești în stare să stai departe atunci când apar evenimente care afectează cumva viața celor care îți sunt cu adevărată dragi. De dragul fericirii celorlalți, ești adesea pregătită să-ți jertfești propria ta bunăstare? dar ciudat, beneficieze de acest lucru. Semnul tău zodiacal aparține constelației Fecioară. Fecioara este direct legată de semnele elementului pământ, care se disting prin următoarele calități, gospodină, emoționalitate, acuratețe, claritate, prudență, amabilitate, îngrijire de sănătate. Ești guvernată de mercurul insidios și inventiv. Această planetă ți oferă o perspectivă și o minte vie, o memorie excelentă și o performanță excelentă. Îi atragi pe ceilalți datorită energiei tale strălucitoare și decenței profunde. Cu toate acestea, intuiția și tendința de a pune totul pe rafturi, te pot ispit la o critică excesivă, atât față de ceilalți, cât și față de tine însăți, dar ești mai liberă de introspecția epuizantă nu ești ușor de păcălit, ești fiabilă și activă, iubești copiii. Trebuie evitate aspirațiile excesiv de materialiste, criticile inutile, izolarea egoistă și dorința de a controla în mod insidios pe cei din jur. Datorită memoriei tale excelente și atenției pentru detalii, devii rar ori victima înșelăciunii, iar munca grea, combinată cu o energie de invidiat, Îți permite să atingi înălțim în orice afacere, trebuie să-ți înfrânezi criticul interior, altfel acest lucru poate duce la timiditate excesivă, teama de a începe orice afacere din cauza fricii de eșec, îți este indicat să lupți pentru împrăștierea ideilor tale și să dai frâul liber vivacității și curajului minții. Guvernatorul tău astral este Mercur, acesta îți oferă caracterul critic și pedanteria. Mercur este un patron excelent pentru analiști, profesori și cei care lucrează în sectorul serviciilor. Planeta ta în exil este Neptun. Acesta este responsabil de lipsa zborului imaginației, precum și pentru respingerea abstractizării. Este orientată pe sine, oarecum rece emoțional. În viața de zi cu zi ești practică. Nu te străduiești pentru lux, iubești confortul. Ești înzestrată cu un talent pentru comunicare, captezi cu ușurință atenția publicului, ești elocventă, știi cum și bești să comunici, dar rămâi adesea singură pentru a te relaxa corect. Găsești cu ușurință un limbaj comun cu reprezentanții oricărui cerc social. Chiar să fii un venerabil profesor vei fi încântată să vorbești cu vânzătorul de pe stradă despre perspectivele dezvoltării economice a societății ambii fiind complet satisfăcuți unul de celălalt. Înzestrat-o cu o perspectivă psihologică, ești capabilă să influențezi gândurile și stările de spirit ale celorlalți, chiar să-i luminezi, ridicându-i la nivelul tău. Uneori însă, se întâmplă să intri în dependență directă de părerile altor oameni. În acest caz, cel puțin ar trebui să suspenzi temporar mersul către oameni, pentru a înțelege în detaliu cât de corecte sunt declarațiile care te interesează. Ai un farmec unic care îi atrage chiar și pe cei mai necredincioși. Tu ești de acord de, de bună voie să fii membra unei echipe, dar soarta te face adesea lider. Această aliniere este pe deplin în concordanță cu abilitățile tale, de exemplu, capacitatea de a lua rapide decizii în situații critice. Cu toate acestea, o responsabilitate prea mare te pune deseori în pragul unei crize nervoase. De obicei, ești dezgustată de laudă. Ești foarte critică pentru comportamentul pretențios și ipocrit. Observațiile și comentariile tale pot fi ironice sau chiar neplăcute, iar acuitatea ta pătrunde foarte profund. Poate că nu-ți va strica să înveți să fii mai tacticoasă, ceea ce-ți va spori demnitatea. De regulă îți găsești cu ușurință drumul în viață, cu toate acestea, din când în când de trebuie să găsești un echilibru între numeroasele activități sociale și nevoile personale. Pentru bunăstarea psihologică, este util să ai o ocupație, un hobby preferat, până la urmă chiar un hobby vicios care îți poate da un sentiment de senzualitate. În caz contrar, devii prea bătrână în sufletul tău. Te distingi față de alți nativi din fecioară prin astfel de trăsături speciale, ești logică, economică, adaptabilă. Ești un ideal de fidelitate, devotament și constanță. La prima întâlnire, pari rece, impenetrabilă și indiferentă. Motivele acestui comportament constau în faptul că tu trebuie să cântărești cu atenție toate riscurile și să analizezi situația înainte de a-ți arăta emoțiile cum afectează data de 31 august soarta ta? Patronii cerești ți-a oferit atractivitate și farmec, o personalitate foarte strălucitoare, extraordinară. Vei avea întotdeauna un număr foarte mare de prieteni și oameni care au o simpatie sinceră pentru tine. Știi să faci o impresie puternică, ești considerată uimitoare și unică. Prin urmare, soarta te învinovățește complet pentru viața ta toate actele pe care le faci, bune și rele, îți vor afecta viitorul. Pentru tine, legea karmei este perfect valabilă și se aplică cu sfințenie. Prin urmare, va fi întotdeauna important să te poți controla. Disciplina și stăpânirea de sine, precum și o dorință constantă de perfecționare de sine, vor face soarta ta mai fericită. Știi să te înțelegi bine cu oamenii. Ești sincer interesată de interlocutorul tău, arăți atenție și respect. În plus, farmecul tău natural joacă un rol semnificativ în acest sens, gândirea extraordinar de puternică, atractivitatea și capacitatea de a asculta, îți conferă o putere reală asupra oamenilor, ai propriile păreri personale cu privire la toate întrebările, de vreme ce gândești mult, este dificil să nu fii subordonat influenței tale. Nu poți trăi fără societate, ai nevoie de comunicare precum aerul. Singură te simți foarte incomod, este foarte important pentru tine să aduci beneficii rudelor și societății. Poți jertfi mult, poți face eforturi semnificative, poți munci din greu pentru ideile tale și pentru bunăstarea societății. Ai abilități organizaționale dezvoltate și calități de conducere. Poți conduce mulțimea, poți aprinde suflete și inimi. Darul persoasiunii este asociat cu inteligență ridicată, înțelepciune, atracția exterioară și farme cu imitor. Dar tu nu vei folosi niciodată puterea ta asupra oamenilor pentru a-ți satisface obiectivele personale. Tot ceea ce faci este vizat să îmbunătățească bunăstarea generală, în special persoanele care au încredere în lideri. În orice situații, te controlezi perfect. Nu-ți pierzi cumpătul, e rapid și clar deciziile. Poți găsi răspunsul la orice, chiar și la cea mai dificilă întrebare. Cu toate acestea, punând constant la inimă problemele celor din jurul tău, ale celor care depindă de tine și restrângându-ți emoțiile, îți pui sănătatea în pericol. O astfel de viață poate duce la epuizare nervoasă, probleme cu tensiunea arterială și inima. Tu îi idealizezi pe ceilalți iar atunci când te confrunți cu vanitatea sau lenea, poți fi foarte dură și nepoliticoasă cu oamenii. Pentru a evita situațiile neplăcute, ar trebui să te raportezi la alții mai distanțat. Dragoste și compatibilitate În relații strânse, ești blândă și pasională. Ai grijă de partener, ajutându-l într-un moment dificil, prin urmare, se poate baza complet pe tine. Deși poți fi mai energică și mai activă, nimeni nu arată la fel de multă dragoste și tandurețe ca tine. Cele mai multe șanse de a face o pereche ideală ai cu reprezentanții altor semne pământești ale Zodiacului, Taur și Capricorn. Aceștia, la fel ca și tine, așteaptă de la o relație mai multă constanță și stabilitate decât un uragan al pasiunilor. Taurul te va ajuta să devii mai senzuală și emoțională, iar Capricornul îți va înțelege cu ușurință dorința de ordine și organizare, posedând și gândire analitică. Cu reprezentanții semnelor scorpionului sau leului, ai perspective destul de bune în viața de familie, în acest caz, ei vor fi în rolul sclavului, pierzând complet conducerea în fața ta, în același timp, nici leul, nici scorpionul nu te vor suprima, apreciindu-ți inteligența, Organizarea și consecvența, cele mai nereușite alianțele poți forma cu pești și berbec. Peștii, la fel ca și tine, nu sunt niciodată rezolvați din primul pas, sunt pasivi și închiși, drept urmare, relațiile cu peștii se estompează înainte de a începe. Berbecul însă, te suprimă cu presiunea lui, te sperie cu perseverență și imprevizibilitate un săgetător te va considera prea rece și distantă, chiar dacă ți apreciază inteligența și spiritul de ordine, dorința de cunoaștere. Vărsătorul este mult prea invidios și avar pentru a se uita la tine, gemenii se vor plictisi ușor și vor lua imediat altă cale, balanța va crea multe nedumeriri și te va respinge lentoarea și lipsa ei de determinare. Totul este însă posibil. Neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră, ești caracterizată prin capacitatea de a crea ordine în haos, ești organizată, muncitoare, pedantă, ceea ce ceri de la tine, ceri și de la alții, tu vei asculta mai întâi pe toți, apoi vei comenta ce se întâmplă, dacă critici, atunci de regulă o faci cu tact și constructiv tu iubești și știi să lucrezi în echipă. Domeniul de activitate nu contează, dar viața te obligă adesea să suporți povara liderului. Faci față cu succes sarcinilor. Conducerea te ajută să câștigi experiență de neprețuit în gestionarea oamenilor și a proiectelor. Sănătate și boli. Ai tendința să ai totul pe cheltuiala ta. Ascunzi cu grijă suspiciunea. Un astfel de dezechilibru formează un teren fertil pentru dezvoltarea bolilor psihosomatice. Ar trebui să te temi de problemele cu sistemul digestiv, în special cu stomacul, intestinele, ficatul și pancreasul. Fiind predispusă la boli legate de nutriție, ar trebui să iei în considerare cu atenție dietata. Nu este necesar să o limitezi, deoarece o viață socială intensă mănâncă multă energie trebuie să acorzi egală atenție supra încărcării fizice cât și inactivității fizice. Dacă ai dorința de a dezvolta latura spirituală a vieții tale, ți se recomandă în special yoga și meditația. În plus, odihna regulată este utilă. Plimbările în timpul zilei vor face minuni atât psihologic, cât și fizic. Destinul și norocul, universul ți-a destinat să fii intenționată, independentă, fermecătoare, sau o natură asociabilă care poate găsi un limbaj comun cu orice persoană. Vibrațiile din această zi sunt astfel încât să consolideze acele trăsături de caracter care sunt deosebite de pronunțate. Viața ta va fi modelată în funcție de alegerile tale. Dacă vei urma calea binelui, vei avea noroc, vei fi însoțită de succes în afaceri, vei putea să te realizezi, să creezi condiții favorabile în care vor fi bucurii, iubire, bogăție. Dacă neglijezi poruncile binelui și neglijezi lumea din jurul tău, semănând răul, intriga, atunci viața ta va fi cenușie și deloc veselă. Răul făcut oamenilor se va întoarce la tine și vei întâmpina greutăți și necazuri. Sfaturi pentru tine Viața ta este cu greu simplă. Lipsa armoniei este de vină. Un echilibru între nevoile personale și sarcinile sociale te va ajuta la schimbarea lucrurilor. Schimbările într-o direcție sau alta sunt la fel de periculoase. Petrece mai multă timp singură cu tine însăți, încearcă să reduce nevoia de aprobare sau atenție. Găsește un echilibru bun între distracție și responsabilitate. Dezvoltă capacitatea de a-i prețui pe ceilalți, încearcă să nu pui totul la inimă. Gândește-te mai mult la tine, relaxează-te mai des și fii fericită. Amintește-ți că jignirea unei persoane este foarte ușoară, dar este posibil să nu funcționeze pentru a câștiga iertarea. Încearcă să fii mai tolerantă față de ceilalți. Ce cadouri ți se potrivesc? În general, femeile nu sunt ușor de mulțumit și cu atât mai mult, tu care ești născută sub semnul Fecioarei. Poate că tu însăți suferi de inconstanță. Dar acesta nu este un motiv pentru a refuza să-ți ofere cadouri. În sfera cadourilor nu ești naivă, ești practică. Zelul de a duce un stil de viață sănătos și adecvat este o caracteristică a ta. Un abonament la un club de fitness, piscină sau spa, un bilet de vacanță, o carte despre alimentația corectă și sănătoasă, cu ilustrații și rețete vii, toate acestea te vor încânta un cadou de neprețuită de ziua ta de naștere poate fi un ajutor în pregătirea bucatelor pentru masa festivă, dorința de a cumpăra produsele uitate. Tu poți fi mulțumită de cadourile pentru care femeile din alte semne zodiacale ar putea fi jignite, un aspirator, un set de prosoape, un set de lăngerie de pat, o cutie de pâine din lemn. Dacă alegerea unui cadou pentru tine este un impas, atunci ți se poate dărui bani, dar este important ca cel care oferă să ghicească suma, pentru că o sumă prea mică te va jigni cu zgârcenia celui care dăruiește și prea multă te va pune într-o poziție foarte incomodă. Un cadou bun poate fi un abajur elegant, râșniță de cafea sau o oală cu fundă dublu. Utilizarea unor astfel de articole nu contravine convingerilor tale. La fel sunt cărțile pe orice subiect fie că este vorba de un volum de Rudolf Steiner, fie de un dicționar engleză român. Tu ai o atitudine foarte părtinitoare față de bijuterii. Este mai bine să nu experimenteze cineva cu aurul, mai bine să se concentreze pe argintă de înaltă calitate. Nu-ți plac surprizele. Dacă cineva dorește să te mulțumească, trebuie să arunce o privire la ceea ce ai deja, apoi să-ți dăruiască ceva de genul acesta tu pui preț mare pe confort și locuință. Prin urmare, este mai bine pentru tine să ți se prezinte cadouri pentru casă, un set de lumânări parfumate, prosoape, halate de baie, ceasuri de perete, tablouri. Nu vei refuza o pătură confortabilă, un pulover cald din mână moale, un set de șervețele pentru băutul cafelei, un set de lingurițe pentru aceasta, perdele de bucătărie dar cu respectarea culorilor bucătăriei. Dacă ți se oferă un aparat de cafea, este indicat să conține și un set de filtre. Certificatul de garanție și instrucțiuni sunt foarte importante. Tu citești instrucțiunile chiar și pentru acele lucruri ale căror funcții îți sunt mai cunoscute decât inventatorul. Tu nu ai nevoie de ambalaje pompoase, sclipitoare. Din potrivă, dacă îl consideri prea scump, Vei clipi puțin mai dezin ochi. Florile pentru tine sunt de fapt un simbol, deci este posibil să-ți fi oferit un buchete destul de modest. Atunci când cadoul este mic, atunci florile pot fi mai reprezentative. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.